Salut tuturor și bine ați venit la un nou episod de WWE 2K15 My Career, episodul 36. Bun. Data trecută am jucat într-un Fatal 4-Way și am câștigat parcă. Azi m-am întors de la mare și m-am pus pe treabă. Pentru că mai stau o zi, nu, două zile mai stau și după care plec chiar o săptămână și trebuie să filmez multe, multe clipuri ca să le programez, să nu mai rate zile de postare. Bun. Next event. Jucăm împotriva lui Chris Jericho. Entrance off. Ca de obicei. Cred că o să-l bat pe Chris Jericho. Sper să strângem cât mai multe like-uri la acest clip, pentru că chiar vreau să-mi arătați suportul la această serie. Nu ați mai arătat suportul așa ca înainte la această serie și eu zic că este posibil să dați și voi un like la acest clip. Bun. Hai să-l batem pe Chris Jericho. Începem frumos cu un DDT. Chris Jericho. Mă, parcă am mai jucat cu el în SmackDown. Dar asta nu contează, contează să-l mai batem încă o dată. O să... De fapt, mi-am comandat un microfon nou. O să ajung într-o săptămână, două. Deci calitatea audio o să fie mult mai bună. Momentan am un Blue Snowball și mi-am luat un Audio Technica AT2020, care este aproape la fel ca un Blue Yeti. Too fast! Ok. Mi-am dat deja reverse. DDT din nou. Mă, aproape ajungem în RAW, adică avem 750.000 de followeri și știu că să ajungem în RAW trebuie să ai 1.000.000. Mai trebuie să facem 250.000 de followeri și nu e foarte greu. Mă, dar cum dă ăsta reverse așa ușor? Da, ce haine are Chris Jericho. Sunt așa, foarte colorate. Hai să sărim de pe coarda a treia pe el. O merită. Mamă! Cum a fost asta? 95. Oh, fuck. Acum trebuie să-i dau pal driver în mod normal. Too late, fuck. Bă, frate. Râd, hai. Vreau să-i dau reverse, nu mai sport. Too fast. E greu. Pleacă, frate, acasă. Hai să-i fac o dată adjustment pile driver-ul lui Chris Jericho. Frumos. Și hai cu GTS-ul. Go to sleep, Chris Jericho. Și genunchi în cap. Așa, a venit. Hai să-i facem pinul. Serios? A dat kick out? Ok. Mai încercăm. Too late. Bun, sper să nu mă bată bossul. N-am chef să pierd. Too late. Chris Jericho joacă mai bine decât mă așteptam. Too late, frate, deci eu nu mai pot să dau reverse. Sunt anumite momente în care pur și simplu nu mai pot să dai reverse. Oh, i-am dat în sfârșit. Ce manevră mișto. Hai să mai dăm ceva damage ca să-l pinăm. Dar și ăsta știe să-mi dea reverse, adică... Too fast! Bun. Oh, l-am băgat direct în pin, ce frumos! Dar degeaba, pentru că el nu a cedat. Hai, șmechere! Cedează odată! Iar a dat kick out!
Trebuie să-i mai fac o semnătură. Dar mă enervează Chris Jericho pe jocul ăsta. În realitate îmi place. Are deja semnătură. Ok. Să-i dau reverse. Și nu, na, nu i-am dat reverse. Are manevră de submission ăsta? Bă! Vărule, nu! Hai mă! Mă doare degetul! Robric! Ok, comeback frate, vreau comeback! Văd că am comeback! Hai, bossule! Da, degeaba. Am ridicat mâinile în sus ca prostul. Comeback move! Opa! Opa! Ești maker tu, te-am văzut, Chris Jericho, dar comeback is here, my friends! Și îl batem pe Chris Jericho, un match foarte greu. Bine, nu chiar foarte greu, dar greu. Îl batem cu ajutorul comeback-ului pe Chris Jericho. Că fără comeback era greu. Bun, să vedem împotriva cui vom juca în următorul match. Amazing, 4 stele, ok. Social media followers 773.000. Aproape 800.000. Nu știu eu, părul meu se vede foarte negru în filmare pentru că am luminile stinse, dar eu am părul șaten. Ok, nu, asta, mă rog, ce-a fost asta? Nici nu contează. Dark match versus Randy Orton sau tune-up match versus Justin Gabriel. Haideți să jucăm împotriva lui Randy Orton. Împotriva viperei. Să-l batem. Sper să nu-mi dea crash el gata, pentru că dacă îmi dă crash, fac rage. Ok. Mi-a dat deja reverse din prima. Rar se întâmplă. Vipera Randy Orton. Știți că am avut și eu mult timp am avut RKO. Dar am schimbat la Just One Pile Driver. Alo. Bun. Too late. Bă, e greu meciul cu Randy. L-am luat. Test de forță. Așa îi zic eu. Care are forță mai multă câștigă? Sau care are noroc pe jocul ăsta? Mă, aș vrea să fac 1v1 la wrestling cu un YouTuber, dar nimeni nu joacă wrestling pe Xbox One. Quick joacă pe PS4. Deci, exclus, pentru că eu n-am PS4 și nici el nu are Xbox One. Nu știu, habar n-am cine mai are wrestling pe Xbox One, dar o să încerc să găsesc pe cineva. DDT. Mă, până acum îl dominăm pe Randy Orton. Adică nu cred că o să se ajungă la RKO, să-mi dea el mie RKO. Poate îi dau eu GTS. Oh-oh. Ce faci, mechere? Bun. Îi facem o Just One Pile Driver-ul. Frumos și elegant. Îi bag capul în pământ. Și sunt gata de GTS. Go to sleep, Randy Orton. Pentru că o meriți. Hai, dă-i cu genunchi în cap. Și o facem parpin. Bun, câștigăm și potriva lui Randy Orton. N-a fost chiar așa de greu, dar am câștigat și acesta este cel mai important lucru.
Să vedem dacă am făcut 800.000 de followeri. Mă, încă nu, încă n-am făcut. 785.000. Ia să vedem contra cui vom juca. What? Next event, bun. Suntem deja în 2018. Tune-up match versus Big Show. Hai să jucăm și potriva lui. Uitați-vă la Kel. E gras și e big. Cred că o să-l batem, adică am mai jucat împotriva lui Big Show. Dar mai rar. Mă, dar ce mare e, frate. Și e lent. Mă, are 2 metri, boss-ul. Clothesline. Coarda a treia, ia ridică-te. Hai, repede, repede. Bă, vere. Bun, am sărit de pe coarda a treia pe Big Show. Și, mă, deja am 50%. Mă rog, 47. Era are de-abia 10. Îl domin. Cot în cap, era să zic în splină, dar e la burtă. Mă, e cam ușor cu Big Show. I-am dat reverse, am fost pe fază. L-am dat afară din ring, ok. Facem și noi puțin spectacol acolo. Ne mai vine momentum nou. Și eu duc lipsă mereu de momentum. Adjustment pile driver. Mamă, cred că e super greu să-l ridici pe Big Show într-o asemenea manevră, adică serios. Go to sleep, Big Show. Go to sleep. Ți-ai luat-o. Ți-ai luat-o. Mi-a dat de-abia 10%. Are comeback, ok. Probabil că asta s-ar fi întâmplat. Reverse. Vreau să încerc să-l bat, frate. Hai, submission. Da, nu o să meargă. Dar nu înțeleg cum n-a cedat, adică bine. E mai puternic Big Show și de-aia n-a cedat, cred. Hai, poate cedează. Rob break direct, ok. Mă, dar vreau să ajung cât mai repede în Raw, frate. M-am plictisit de SmackDown. Nu știu, Raw totul devine interesant. Adjustment pile driver pe Big Show. Și dacă nu cedează, mă împușc. Câștigăm și împotriva lui Big Show. Cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să-mi arătați suportul la această serie. Pentru că în ultimele episoade nu prea ați mai arătat voi suportul ca înainte. Dar cred că putem echilibra balanța, ca să spun așa, în acest clip, strângând foarte multe like-uri. Bun. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!